care se bate discuție pentru Consiliul Județean da. Și ședința de regiune. Din acest motiv, vreau să-i dau cuvântul șefului serviciului de resurse umane să ne răspundă doamna ministra de Resurse despre ce este vorba de sub. Bună ziua! Este vorba de actualizarea salariilor de bază la aparatul de specialitate și la instituțiile din subordinea noastră, cele patru instituții care sunt mai exact, este vorba de hotărârea de guvern 937 cu privire la salariul minim brut pe țară. Actualizarea coeficienților cu noul salariu minim brut pe țară ține cont că hotărârea de guvern a fost valabilă doar pentru anul 2018 și trebuie propuse către Consiliul Județean în prima ședință, adică mâine. Legea 153 prevede la articolul 11 că trebuie stabilită prin hotărâre de Consiliul Județean aceste salarii și este o actualizare cu noul salariu minim pe țară de 2080, nu de 2350. Ați spus, ați folosit termenul trebuie. Este obligatorie această mărire? Da, este obligatorie. Hotărârea de guvern 846 cu salariul minim pe țară pentru anul 2018 a fost valabilă doar pentru anul 2018. Și nu putea rămâne același plafon de salarii și să se scadă coeficientul? Nu, pentru că noua hotărâre de guvern 937 prevede 2080 față de 1900. Nu, eu v-am întrebat altceva. Nu se putea scădea coeficientul care se înmulțește cu salariul minim ca să rămână același plafon de salarii? Nu, nu se poate scade coeficientul de ierarhizare. Da. Și atunci cum explicați că restul primăriilor nu vor face, multe primării nu vor face aceste măriri de salarii? Unde e problema la ei? E o condiție de buget. Dacă nu există buget, nu se poate face această majorare, actualizare. Deci nu este obligatorie? Este obligatorie, dar cu condiția bugetului. Avem buget. Și la aceste salarii de bază, spuneți-ne și nouă, pentru informarea corectă a cititorilor, ce se mai adaugă? Voucherul de vacanță de 1450, da? Norma de hrană lunară de 347 pe lună, pe brut vorbesc, deci ea pe net o să fie în jur de 200 de lei sau poate mai puțin, în funcție de timpul efectiv lucrat se acordă și cam atât. Alte sporuri noi nu. Sporuri de vechime? Sporuri de vechime, da, sporuri de vechime. Nu, sporuri de condiții deosebite sau alte sporuri de grele sau alte... Și sporuri. Cei care lucrează pe proiectele de fonduri europene, ce sporuri mai au? Pentru proiecte se poate acorda o majorare de până la 50% pentru cei care fac parte din echipele de proiect. Dar la acest moment noi nu acordăm aceste majorări. Mulțumesc.